Obiectivul campaniei Hashtag Se Poate este strângerea peste 2 milioane de semnături care să susțină o petiție online pentru introducerea în proiectul de țară inițiat de președintele României necesitatea investițiilor obligatorii în calea ferată și în toată infrastructura de transport a României. Vagoanele sunt așa ca ele. Locomotivele ca ele. Infrastructura în sine. Tot cărpoceală, noi le întindem cum putem și noi. Suntem la fundul sacului. CFR-ul va muri. În maxim 2 ani de zile va muri. E râsul lumii, doamne. Unii productivitatea României. Unde merge? Pentru această campanie, CFR a pus la dispoziția Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, cu titlu gratuit, un vagon de clasa a doua modernizat în România, care călătorește câte o săptămână către regionalele CFR din țară. Acesta va ajunge de luni 6 noiembrie, începând cu ora 13:09 în gara Burdujeni și va circula timp de o săptămână zilnic la Suceava. Cei care călătoresc cu acest vagon adaptat exigențelor europene, cu scaune ergonomice, mochete, internet, radio, pot viraliza noua experiență pe care o au sub hashtagul Se Poate. A fost o surpriză extraordinară pentru mine azi dimineață când am ajuns pe peron. Eu și ceilalți oameni cu care am urcat în acest vagon, pentru că era total altceva față de ce eram obișnuit. Adică chiar mă pregătisem să fie o experiență lungă și obositoare. Și a fost o experiență lungă și obositoare, dar într-un mediu plăcut și curat, unde am putut să stau liniștită. Mă bucur foarte mult că lucrurile se mișcă într-o direcție bună, încurajez această inițiativă și sper că la fel și voi. Campania este însoțită de o petiție online pe www.petițieonline.com/sepoate și de o campanie de strângere de semnături offline. Ea e Geta, suntem sindicaliști CFR, te rugăm să semnezi petiția Hashtag Se Poate. Așa, pentru a beneficia de condiții optime de călătorie pe calea ferată în România. Sindicaliștii își doresc ca pe baza semnăturilor să obțină consens din partea tuturor decidenților din politică și administrație că fără investiții capitale și plasate corect, calea ferată română va muri.